Am revenit, dragi telespectatori, în studio la București, aproape de tine. În această parte a treia a emisiunii vom discuta tot despre copii, tot despre siguranța lor și despre multe alte lucruri, dar înainte de asta trebuie să vă prezint și partenerii mei de discuții în această seară și încep cu domnul director de GASPC Sectorul 2, domnul Emanuel Manole. Bună seara și bine ați revenit. Bună seara, bine v-am găsit. Și vă mulțumesc pentru că ați venit. Discutăm și cu domnul Robert Florea din partea Consiliului Municipiului București pentru asistență psihopedagogică, domnul Robert Florea și, bineînțeles, domnul președinte al Federației Părinților din România, domnul Eugen Ilea. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația. Înainte de a discuta despre ce ne-am propus, aș vrea să discutăm puțin despre primul subiect al emisiunii și aș vrea să vă întreb din punctul nostru de vedere dacă lucrurile sunt se derulează așa cum ar trebui să se deruleze în ceea ce privește bullying-ul în școli. Și am să vă întreb pe fiecare în parte dacă considerați că lucrurile sunt așa cum ar trebui să fie, să se desfășoare aceste proceduri. Vă rog. Ca reprezentant al Federației Naționale Asociațiilor de Părinți, am participat la invitația doamnei Graziela Văduva la un grup de lucru privind o procedură legată de acest fenomen. Pentru că este într-adevăr un fenomen. De ce era necesar? Pentru că, într-adevăr, nu se întâmplă mai nimic în unitățile școlare privind acest fenomen, privind bullying-ul, privind orice formă acestui fenomen în cadrul unităților școlare. Am elaborat o procedură care, din punctul meu de vedere, se pliază pe sistemul nostru de învățământ, unde toate entitățile interesate și care ar trebui să colaboreze sunt implicate și ar trebui să colaboreze. Eu aș veni cu o propunere, pentru că nu am regăsit-o în procedură, aș veni să învățăm pe copiii noștri să acționeze ei în mod special atunci când apar aceste, să zicem, mici accidente sau eu mai știu ce intervenții în cadrul claselor, până a se ajunge la implicarea instituțiilor. Până a se ajunge la implicarea instituțiilor. Urmează să discutăm mai pe larg împreună cu cei din grupul de lucru și să propunem acest lucru prin diverse cursuri, workshop-uri cu copiii noștri. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Robert Florea, din punctul nostru de vedere. Din punctul meu de vedere, să spunem, ca reprezentant al acestei instituții, și pot să vorbesc cumva și în numele colegilor mei, care nu sunt chiar puțin în București, vreo 211 profesori consilieri. Chestiunea e mai degrabă, sau ține cumva și de o variabilă culturală. Atâta timp cât bullying-ul în sine îl întâlnim pretutindeni. Copiii nu pot fi izolați de... N-ai cum să izolezi, din păcate. Așa, nu pot fi izolați de o astfel de formă de manifestare a agresivității. Și ca atare replică în diversele spații, inclusiv în spațiul școlar, o serie întreagă de conduite, de atitudini, de comportamente din categoria aceasta. Într-adevăr, nu se întâmplă suficient de multe lucruri practic, pozitive, am înțeles, pe cât s-ar dori sau pe cât ne-am dori. Mă rog, aici cred că este vorba de un efort mai degrabă, sau de un efort concertat în care mai multe categorii de actori trebuie să ia parte și să facă anumite și instituțional, lucruri. Inclusiv instituțional, trebuie să lucreze împreună. Am înțeles. E practic un soi de management integrat. Nu avem o cultură civică specifică, să spunem, țărilor nordice din punctul ăsta de vedere. Da, și aici, apropo de că tot a spus, a dat exemplu țările nordice, știu că în momentul de față și nu numai acum, de ani buni, și se poate confirma sau infirma, există niște proiecte care se desfășoară la nivel național, de exemplu, dacă luăm așa, în care toată această conduită civică despre care povesteați mai devreme și tot mecanismul ăsta de elemente care duc la conștientizarea unui astfel de fenomen este foarte bine pus la punct. La noi este de ceva vreme
ca fenomen și a intrat în vizorul și al instituțiilor și al presei? Dintotdeauna a existat fenomenul. A existat, dar nu a fost atât de... Nu a fost atât de amplu, să spunem exact, așa. Exact. Și nu a fost atât de mediatizat, pentru că nefiind mediatizat, noi nu aveam... Nu aveau toate datele. Nu aveam toate datele și nu aveam amploarea acestui fenomen. Am înțeles. De aceea revin și spun, noi trebuie să învățăm în primul rând pe copii să reacționeze ei în primul rând, pentru că astfel de incidente apar în lipsa unui cadru didactic, în lipsa unui părinte, și de aceea ei trebuie să știe să reacționeze ce și să facă. Ce să facă, exact. în mod special. Noi, ca părinți, putem să acționăm și noi acasă. Exact. Există acel slogan, cei 7 ani, ani de acasă, da. Dar totuși copiii noștri petrec foarte multe ore în cadrul societate școlii, și în cadrul societate școlii, și de acolo își iau cam tot ceea ce au ei nevoie la ora actuală. Vă mulțumesc. Domnule director, mai vreau să spuneți ceva? Spuneți, vă rog. Vreau să mai spun o chestiune care poate să pară destul de superfluă, dar nu este, cel puțin din punctul meu de vedere, și anume că în dinamica aceasta a subiectivităților, a subiectivităților, atunci când spun lucrul ăsta, mă refer deopotrivă la părinți, copii, profesori, sau personalul didactic, care fiecare dintre acești actori percep sau identifică sau și percep și identifică în mod distinct uneori aceeași chestiune. Am înțeles. Adică din punctul lor de vedere mai exact și nu întotdeauna exact. tot ansamblul de factori care duc la acel... Am putea să fim extrem de neplăcut surprins să constatăm că uneori cadre didactice înțeleg un anumit lucru sau extrag de acolo un anumit lucru din ceea ce înseamnă drepturile copilului. Exact. La fel cum putem să constatăm același lucru și în cazul părinților. Da. Și aici o să discutăm imediat. Și altă discuție imediat. Domnule director, vă rog, din punctul nostru de vedere al instituției pe care o reprezentați, cum credeți că sunt toate aceste lucruri în momentul de față referitor la acest fenomen și, dacă vrem, și la combatere și la prevenirea lui? Din perspectiva unei instituții care promovează și garantează drepturile copilului într-o comunitate, fenomenul nu este nou. Noi îl cunoaștem încă de la înființarea serviciilor de protecție a copilului și de-a lungul timpului am avut de gestionat situații de genul acesta în parteneriat cu instituțiile școlare și cu alți actori implicați, de exemplu ONG-uri, care semnalau apariția unui fenomen ce tinde să capete amploarea pe care o regăseau ei din experiențele pe care le aveau la școlile din vest. Fenomenul nu este nou, el exista și înainte, însă amploarea și modul în care s-a propagat, felul în care este mediatizat, a necesitat o reacție din partea și a școlii, pentru că locul unde se petrece este școala, dar și din partea părinților, și în acest context, evident că administrația, instituția care girează drepturile copilului într-o comunitate, trebuia să reacționeze. Încă din 2001, la nivelul Direcției Generale, luând în considerare și acest tip de fenomen, dar în general luând în considerare modul în care situația copilului aflat în risc de abuz dintr-o comunitate reclama existența unui serviciu și noi am promovat un proiect prin care am înființat pentru prima oară la nivel de București și de țară telefonul copilului. Despre care nu ați mai povestit la un moment. Exact. Telefonul copilului, care ulterior a devenit un model de bună practică și care și în prezent, la nivelul Direcției Generale, funcționează. Este o modalitate prin care noi veneam în contact, în primul rând, cu cei care se aflau în postura de victimă, dar și cu actorii din comunitate care solicitau relații cu privire la modul în care drepturile unui copil aflat într-o situație în mediul școlar sau în afara mediului școlar, în comunitate, sunt respectate sau nu. Din această perspectivă, practica ultimilor ani ne-a impus o colaborare mai strictă, mai strânsă cu ceilalți actori din comunitate, fie că vorbim de instituția școlară, fie că vorbim de poliție,
Evident că părinții, asociațiile de părinți, mai puțin, chiar discutam până să intrăm în emisie, că nu avem un protocol la care să fie parte și asociația de, o asociație de părinți. În schimb, părinții sunt activi, în sensul că ei accesează informațiile pe care direcția le pune la dispoziție, tocmai pentru ca drepturile copiilor să fie respectate și pentru a găsi o soluție favorabilă, în general, pentru propriul copil. Dar au existat și situații în care am avut sezizări în care alți părinți luau poziție cu privire la acest fenomen în mediul școlar și ne semnalau situația dramatică în care se găseau anumiți copii. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că am făcut pași importanți prin reunirea instituțiilor care conștientizează acest fenomen și a importanței coordonării acestor activități. Așadar, un fenomen de tipul ăsta apărut în mediul școlar nu trebuie să rămână doar acolo și trebuie, luat și trebuie abordat exact. Interdisciplinar și interinstituțional. Aceasta este ideea până la urmă și așa ar trebui să facă să ideea facă și punctul nostru de vedere în abordarea fenomenului. Și acum revenim la subiectul pe care noi ni l-am propus să-l dezbatem în această seară și o să vorbim mai întâi cu domnul președinte al Federației Asociațiilor de Părinți. Care este implicarea din punctul dumneavoastră de vedere, ca și reprezentant acestei federații, care este implicarea părinților? Este mult de vorbit aici. Cred că cele 25 de minute știu, sunt convins, dar mai revenim. Puține. Păi, în primul rând, implicarea financiară a părinților. Pentru că, după cum se vede, vorbim acum numai de București, avem posturi de pază și protecția persoanelor din incinta unităților școlare în anumite sectoare unde totul este susținut de către asociațiile de părinți sau acolo unde nu sunt asociații de părinți, de către părinți din individual. Bugetul individual, din bugetul familiei. Ceea ce nu este normal, pentru că așa cum am susținut și în grupul de lucru, avem legea 333 care prevede paza și protecția instituțiilor. Instituțiilor, dar dacă coroborăm legea 35 pe 2007 cu legea 29 pe 2010 care face referire expresă la tot ce înseamnă entitate, elev, cadru didactic din unitățile școlare, atunci ar trebui să privim lucrurile cu totul altfel, adică autoritățile, Consiliul Local, Poliția, Jandarmeria, trebuie să asigure în mod clar această pază și protecția persoanelor aflate în incinta unităților școlare. Mai mult, ok, se fac investiții și s-au făcut, slavă Domnului, în sisteme de monitorizare, dar să știți că nu este de ajuns acest sistem de monitorizare. Automat avem nevoie și de personal fizic, de persoane care să asigure această monitorizare și această pază în unitățile școlare, pentru că haideți să prevenim. Mm-hmm. Într-o unitate școlară poate intra la ora actuală oricine vrea și cine nu vrea. Într-o unitate școlară se pot întâmpla foarte multe lucruri, ajungând chiar și la violențe fizice, ceea ce nu este, ne dorim. Nu ne dorim. Iar existența unei persoane care să asigure intrarea cuiva în unitatea școlară este imperios necesară. Nu sunt de ajuns numai sistemele de monitorizare, trebuie să existe și personalul fizic. Trebuie să fie și personalul fizic. Da, exact asta întrebam mai devreme. Iar în acest moment, după câte știu eu, este sectorul 2 și sectorul 3 unde sunt asigurate și partea fizică, mai puțin în cealaltă sectoare unde s-a luat decizia să se meargă numai pe monitorizare. Tom, asta era întrebarea pe care am adresat-o și domnului comisar șef de la Poliția Sectorului 2. De ce nu sunt și în incinta școlilor? Explicația a fost la sectorul că 2 sunt. Da, știu. La sectorul 2 nu, sunt. Dar era explicația domniei sale a fost că acea uniformă, când e vorba de un copil, când vede uniforma, există un pic de, să zicem în ghilimele, teamă. Nu cred. Asta cred și nu eu. Cred. Dar ba, din contra, ar trebui să fie Un element de siguranță pentru copil, faptul că există cineva într-o uniformă școlară și care îi asigură lui integritatea corporală. Am înțeles. Domnule Robert Florea, din punctul nostru de vedere,
implicarea în aceste lucruri a celor pe care noastră îi reprezentați, consilierii, credeți că este semnificativă în momentul de față? Și vorbim nu numai despre partea asta de bullying, vorbim în general tot ce înseamnă consilierea elevilor. Sunt implicați 100% sau mai aveți nevoie de alte pârghii care să vă ajute să faceți acest lucru? Bine, discuția aici suportă mai multe registre. Știu. Ne rezumăm la câteva ca să avem timp să mai discutăm. Mai avem 5 minute. Pot să spun în felul următor, că am putea să funcționăm în condiții și mai bune, în situația în care am avea un număr de oameni angajați, deci de personal ca atare, pe funcție de profesor consilier, mai mare. Pentru că, acum, eu o să mă refer mai degrabă în ceea ce privește bullying-ul și securizarea cumva a școlilor în spațiul școlii, să spunem mai degrabă din punct de vedere emoțional, afectiv. Uh-huh. Pentru că, finalmente, până la urmă, un consilier cam asta face. Acolo lucrează, de fapt, pe partea asta de afectiv și de emoțional. Lucrează pe un acord fin de genul ăsta. Iar, așa cum discutam și cu colegii mei în pauză, de exemplu, în condițiile în care ai o unitate școlară în care există 2500 de copii înscriși acolo și ai un singur consilier școlar... Este imposibil. E... Da, am înțeles. Titanic. Am înțeles. E nerealist să-ți imaginezi că acel om poate să acopere toată gama problematicilor și existente. Să vorbească cu toți copiii într-un tip de așa natură încât să și se rezolve lucrurile. Și pornind doar și de la premiza că ar exista o singură problematică în școală, aceea, tot, la acest număr. Tot este și foarte tot este enorm. Da, așa este. Cu alte cuvinte, ar trebui să existe, ca și personal vorbind din punctul ăsta de vedere, mai mulți oameni angajați, specialiști. Da, și care să lucreze efectiv la nivel de echipe în sensul ăsta. Și, repet, securizarea afectivă, securizarea emoțională a copilului și a copiilor vine în e un proces complementar unui proces de tipul acesta în care securitatea fizică trebuie asigurată. Am înțeles. Domnule director, din punctul nostru de vedere, știu că s-a întâmplat ceva între dumneavoastră și domnul din partea Federației Asociațiilor de Părinți, a semnat un protocol. N-am semnat cu Asociația de Părinți, am semnat cu Poliția Capitalei. Protocolul urmează să intre în discuție și să-l dezvoltați. Nu. Protocolul a fost deja... Este în discuție, este semnat. Discutam că la acest protocol ar fi trebuit să fie parte, nu doar de GASPC-urile din sectoarele municipiului București, ci să aibă ca partener și asociațiile de părinți. Părinții sunt foarte importanți în luarea deciziilor, în punerea în practică a unor strategii pentru reducerea fenomenului. Este într-adevăr. Și mă bucur și foarte tare că... Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că ăsta ar fi următorul pas. Ce e important și trebuie subliniat este faptul că au fost consultate asociațiile de părinți pe această problematică. Am înțeles. Pentru că fără părinți, deciziile luate în legătură cu copiii nu au valoare. N-au nicio importanță, până la urmă, că până la urmă părinții sunt cei care decid. Din punctul de vedere al protecției copilului, părintele este reprezentantul legal al copilului și așa că orice strategie am construit noi la nivel comunitar trebuie să avem familia, părinții, ca parteneri. Implicarea totală a asociațiilor de părinți. Aici trebuie să acționăm și noi ca federație, ca părinții, să fie conștienți de lucrul acesta, de colaborarea cu autoritățile, cu cadrele și didactice pe care și să fie conștienți de rolul pe care acești părinții îl au până la urmă. Suntem pe final și aș vrea din partea fiecăruia, dacă se poate, să transmitem un mesaj către cei care se uită la noi acum, apropo de tot ce am discutat, de siguranța copilor, de implicarea asociațiilor de părinți, instituțional și consilieri, care credeți că ar fi cel mai important mesaj pe care oamenii ar trebui să-l audă referitor la ce am discutat? Și vă rog pe dumneavoastră, domnule președinte. Eu o să am un mesaj nu neapărat pentru părinți, cât pentru autorități, pentru cei care gestionează, să zicem, unitățile școlare. Mi-aș dori
cât mai multă implicare din partea lor, a autorităților, și finanțare bună pentru asigurarea bunului, unei bune educații, unei educații de calitate și a integrității copiilor. Vă mulțumesc. Da, am să merg cumva în siajul a ceea ce m-a spus înainte domnul Ilea, și anume, educația costă. E un proces costisitor și finanțarea poate să ducă și la niște rezultate care ulterior pot să instituie și și atmosferă de încredere. Și niște lucruri care nu se vor mai întâmpla până la urmă. Adică și care, aduc la un rezultat. Probabilitatea exact. Să se întâmple poate să fie diminuată exact. Semnificativ. Vă mulțumesc mult. Domnule director. Ca reprezentant al administrației publice care vizează promovarea și respectarea drepturilor copilului, mesajul meu este unul de optimism și este în același timp o chemare la implicare pentru părinți, pentru profesori și chiar pentru copii, pentru că un fenomen de tipul ăsta care afectează siguranța copiilor trebuie conștientizat în primul rând de ei. Noi suntem alături de copii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate lucrurile pe care le-am discutat și sper să ne revedem și într-o altă emisiune în care să discutăm mai pe larg anumite lucruri, pentru că până la urmă 25 de, exact cum spuneați dumneavoastră, este foarte puțin. Dar promit că ținem legătura și vom face și acest lucru. Mulțumim. Cu mare drag. Dragi telespectatori, avem instituții ale statului și avem instituții administrative care încearcă să facă lucruri. Pe de-o parte, pe de altă parte avem Federația Asociațiilor de Părinți care spun că ar trebui să se implice și mai mult și este foarte important acest aspect și vă mulțumesc încă o dată că l-ați precizat și sper să vedem în curând și multe alte lucruri rezolvate. Cu aceste cuvinte vă spun o seară bună și ne vedem în curând la o nouă ediție de București aproape de tine. La revedere!